Bun găsit la o nouă recenzie marca Mobilissimo. Astăzi vă vom prezenta un telefon ce înglobează toată tehnologia de pe piață sub un înveliș adus parcă dintr-un viitor nu foarte îndepărtat. Vorbim deci de Sony Ericsson Vivaz, unul dintre cele mai dorite telefoane de la noi. Sony Ericsson Vivaz este unul dintre cele mai noi modele ale producătorului și unul dintre cele mai căutate smartphone-uri în aceste zile pe plan mondial. În România, Vivaz este comercializat și de Vodafone, care le oferă la un preț foarte accesibil, împreună cu pachetele sale de abonamente de voce și date. Modelul a avut în ultima perioadă parte de o promovare excelentă atât pe online-ul românesc, cât și peste hotare. Imaginea Vivaz fiind strâns legată de campionatul mondial de fotbal care s-a desfășurat în această vară. Vivaz de la Sony Ericsson este un monobloc realizat din materiale rezistente și bine îmbinate, care arată eleganță și grijă pentru fiecare detaliu. Este atât de elegant încât parcă a fost creat doar pentru palma dumneavoastră. Handsetul are un buton stilat on-off în partea de sus a aparatului, care are și funcție de lock-unlock, poate ușor mai dificil de acționat când țineți aparatul cu o singură mână. Apoi trei butoane pe partea stângă, unul de volum care are și funcții de zoom-in, zoom-out, unul ce pornește camera telefonului și altul ce pornește aparatul foto. Acesta este un lucru excelent, pentru că de multe ori pierdeam momente importante, alegând în meniu între camera foto și video. Pe partea dreaptă găsim mufa mini USB pentru încărcător și transfer de date și mufă jack pentru căști. Partea frontală are trei butoane, acceptare, respingere, apel și tasta din mijloc de meniu. Pe spate avem camera de 8,1 megapixel, o adevărată comoară și blitzul puternic. Aparatul dispune de un iluminat plăcut cu lumini ajutătoare pe lateral și un ecran rezistiv de înaltă calitate de 3,2 inci și rezoluție de 360x340 pixeli cu 16 milioane de culori, excelent pentru tot ceea ce veți avea vreodată de făcut pe acest telefon: navigare, browsing, vizionat filme sau jocuri. Ecranul inteligent recunoaște chiar și scrisul de mână, are autorotire a imaginii și este foarte rezistent la zgârieturi și lovituri. Din păcate însă nu are integrată funcția multitouch, pinch to zoom în cazul browserului și vizualizării imaginilor. Pe partea de hardware, Vivaz are ca orice device high standard care se respectă orice tip de conectivitate disponibilă de pe piață, de la 3G de mare viteză până la Wi-Fi și Bluetooth. În plus, așa cum piața cere, și Vivaz dispune de conectivitate 3G în banda de 900 MHz HSUPA pentru a accesa internetul de mare viteză și în zonele rurale. În plus, funcționează și în benzile de 850 MHz, special dedicate zonelor din America Latina, că doar pe lângă pozele de înaltă calitate făcute pe unde veți călători, trebuie să le și puteți trimite acasă celor dragi, nu? Sony Ericsson Vivaz este dotat cu un procesor de 750 MHz, are memorie internă de 75 MB și un card mini SD de până la 32 GB. În oferta de la Vodafone, care începe de la prețul de 149 de euro, aparatul include și un card de 8 GB. Mai departe, Vivaz are camera de 8 megapixel care poate înlocui cu brio aparatele foto luate în concedii. Pozele se văd excelent, iar filmările în format MP4 HD sunt de-a dreptul filme de scurt metraj. Bateria este de tip litiu-polimer, care ține mult chiar și când telefonul funcționează în modul 3G. Terminalul rulează pe Symbian S60 ediția A5, iar telefonul are cam toate aplicațiile importante deja preinstalate: Google Maps, Track ID, YouTube, Facebook, Touch, jocuri demo, Adobe Reader, Trial, Neo Reader, un cititor de coduri de bare foarte util, SMS Preview și multe altele.
Telefonul vine și cu câteva jocuri în varianta demo, dar care pot fi achiziționate online foarte rapid. Grafica este la mare înălțime și se mișcă foarte bine. Să vedem însă ce ne oferă Vivaz ca simplu telefon. Funcția de bază nu este deloc alterată, în ciuda faptului că Vivaz are sute de funcții integrate. Apelarea se face rapid folosind touchscreen-ul sau butonul de apel care este fizic. Agenda se desfășoară rapid, indiferent dacă numărul contactelor este mare. Adăugarea contactelor se face ușor, iar sincronizarea cu serverele SE este facilă și rapidă. Am avut probleme la sincronizarea contactelor cu alte dispozitive ale altui producător, chiar dacă ambele rulau Symbian. Am folosit însă un serviciu online de sincronizare de contacte și a funcționat. Se aude bine atât în difuzorul extern, cât și în căștile incluse în pachet. Totuși, putem spune că se putea și mai bine la difuzorul telefonului, astfel că audiția convorbirilor nu este de nota 10. Apelarea video se realizează fără probleme, calitatea fiind și ea una de succes. Da. Hai să testăm apelul video pe Sony Ericsson Vivaz. Merge? Merge. Eu mă văd acolo bine? Te văd foarte bine, da, sigur. Super ok să vede. Un punct slab este aici lipsa camerei secundare pentru apelurile video. Dar să disecăm în continuare telefonul pe partea muzică și film. Dincolo de caracteristicile de captură foto-video, telefonul le redă și diferite formate audio-video precum VMV, RV, MP4, 3GP sau MP3, VMA, WAV, RA, AAC, M4A. Dacă vorbim de muzică. Fișierele video sunt rulate rapid și ușor, nu se blochează rederea nici în cazul fișierelor stocate intern, nici în cazul clipurilor online, dacă conexiunea este bună. Vă prezentăm în continuare câteva mostre audio și un clip, după care trecem la secțiunea foto-video. Sony Ericsson Vivaz, modelul pe care vi-l prezentăm acum, are caracteristici uluitoare legate de funcțiile foto-video. Noi, la Mobilissimo, am rămas de-a dreptul impresionați de felul în care filmează și fotografiază telefonul. Acesta înregistrează video în format HD720, astfel vă puteți urca cu ușurință filmările preferate direct pe YouTube, cu aplicația inclusă. Și astfel, o lume întreagă poate vedea excursia dumneavoastră, nunta sau cheful cel mai tare, nu oricum, ci HD. Pentru că dispune și de ieșire video, puteți afișa clipurile și fotografiile direct pe televizor, să le puteți vedea cu toții. Camera foto de 8,1 megapixel ne-a lăsat plăcut surprinși. Dincolo de zoomul optic foarte bun și de claritatea pozelor, Vivaz dispune și de o funcție ce permite focalizarea pe fețele subiecților și deci o claritate foarte bună pe personaje și nu pe decor, așa cum se întâmplă de multe ori în cazul camerelor mai puțin performante. Pentru a seta zona de focalizare trebuie doar să atingeți ecranul sau să lăsați senzorii să decidă și fotografia va fi perfectă. Și pentru că cele prezentate până acum nu erau poate de ajuns, aflați că softul camerei permite și detectarea zâmbetului, așa că senzorul va declanșa camera când dumneavoastră și prietenii veți spune într-un glas cheese. Aparatul foto-video mai dispune și de un stabilizator optic al imaginii pentru a combate tremuratul mâinii. De altfel, pozele se pot marca automat cu geotagging, dacă se dorește acest lucru, iar locația va fi afișată pe blog sau pe site-ul unde le postați. Și pentru că minunea tehnologică trebuia testată în condiții extreme, adică acolo unde se întâmplă suficient de multe lucruri care să nu-ți permită să lași telefonul uitat în buzunar, Sony Ericsson Vivaz a făcut o excursie în Africa de Sud, acolo unde doar camerele HD de pe terenurile de fotbal puteau să-l întreacă. Astfel, Cristi Drombach,
piticu.ro și Constantin Cocioabă, Ecostin, doi blogger cu state vechi la noi în țară, au luat parte la campania de promovare a lui Sony Ericsson Vivaz, inițiată de Sony Ericsson și susținută cu transmisia de date în roaming de către Vodafone România. Cei doi bloggeri au avut ocazia să viziteze Africa timp de o săptămână, perioadă în care au fotografiat și filmat diferite materiale. Campionatul mondial de fotbal, un safari, dar și clișee extrem de sugestive locației. Trebuie să recunoaștem că aceste fotografii în materie de calitate sunt peste ceea ce am realizat noi cu telefoanele testate până în acest moment. Ca dovadă, vă prezentăm câteva fotografii de pe continentul negru realizate de cei doi. Dacă de fotografii suntem mulțumiți, ce putem să spunem în legătură cu calitatea la care filmează Vivaz? Dar mai bine vă lăsăm pe voi să decideți ce părere aveți despre cum filmează acest Sony Ericsson, nu înainte de a vă avertiza că, în afară de safari și vuvuzele, îi veți vedea pe cei doi africani într-un clip foarte haios, cu accent pe deja celebrul râs al lui Piticu. Hashtag din Africa, hashtag Vivaz Africa, pauză, 2-0 pentru Japonia, hai Dinamo, hai Dinamo, hai Dinamo, ole, 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 hai Dinamo, hai Dinamo, ole, ole. În continuare vă prezentăm o funcție utilă a lui Vivaz, Track ID, care vă permite recunoașterea fragmentelor muzicale prin conectarea la o bază de date de pe internet gen Shazam sau Midomi și Play Now, adică integrarea portalului Sony Ericsson, de unde vă puteți personaliza telefonul oricând doriți, însă pentru moment nu vă puteți înregistra din România. Vivaz are radio FM cu RDS și funcție de căutare automată a frecvențelor aceluiași post de radio atunci când călătoriți, podcast și multe altele. Așa cum Sony Ericsson ne-a obișnuit de la o vreme, galeria foto-video face toți banii. Sentimentul pe care îl veți avea când veți reda fișiere video și când veți asculta muzica preferată, vă va face să vreți să filmați și să fotografiați mai mult ca niciodată și să căutați noi sunete. Telefonul vine cu un browser pe care îl cunoaștem bine de la ultimele versiuni de Symbian, dar vă puteți instala oricare altul dacă acesta vă nemulțumește. Navigarea se realizează la viteze mărite, iar tastatura se poate ajusta după dorința fiecăruia. Full QWERTY, Mini QWERTY sau alfanumeric. Pentru rețelele de socializare, telefonul este dotat cu aplicația Facebook, dar permite instalarea oricărei aplicații de socializare de pe site-ul gadjar.com sau de oriunde veți găsi aplicații Symbian.
Navigarea GPS se face cu ajutorul Google Maps și folosește ca metodă de localizare atât GPS-ul integrat cât și rețeaua de telefonie. În cazul acesteia din urmă, rata de eroare fiind ceva mai ridicată. Funcția de calendar este simplu structurată, având funcțiile de bază pe care le știm de la Symbian, ca adăugare, eveniment, reminder, share, etc. Vivaz are aplicația de e-mail unde pot fi setate conturile celor mai importanți furnizori sub forma POP3 sau IMAP, în funcție de serviciile de care beneficiați din partea lor. Pentru că am văzut cum funcționează Track ID, aplicația ce recunoaște melodii și le găsește pe internet pentru a fi cumpărate, să vedem și cum se mișcă jocurile. Un exemplu grăitor asupra performanțelor lui Vivaz în ceea ce privește gamingul este Need for Speed, care vine preinstalat în varianta demo. Se încarcă destul de repede, se mișcă lin, vizibilitatea elementelor grafice este una foarte bună datorită ecranului bine dimensionat și calității acestuia. Totodată răspunde rapid la comenzi. Mai pe scurt, ne-a fascinat. O adevărată consolă de jocuri. În plus, Vivaz aduce printre jocurile preinstalate și o aplicație care aduce cu celebrul joc Second Life, mai exact un joc în care personajele și acțiunile lor sunt controlate de către dumneavoastră secundă cu secundă. Îl găsiți preinstalat în versiune demo, iar dacă vă place, îl puteți cumpăra îndată. Să trecem la concluzii. Nu ne-a plăcut felul în care arată fotografiile pe lumină foarte slabă, dar asta diferă de la o poză la alta. Unele se văd excelent. Apoi nu ne-a plăcut foarte mult nici felul în care se aude în timpul unei convorbiri. Am observat că uneori aplicațiile se închid pur și simplu, alteori telefonul se blochează cu totul sau se repornește. Symbian bate-l vina. Sau poate e din cauza că telefonul testat de noi e un sample phone ieșit înaintea lansării oficiale? Cine știe? Mai departe, uneori telefonul are o recepție mai slabă a semnalului în zone în care alte modele indică un semnal bun. Să sperăm totuși că aceste neajunsuri se vor remedia la un următor update de firmware. Dar să vedem la ce excelează acest telefon. Plusuri, deci. Suntem profund impresionați de felul în care funcționează secțiunea foto-video a acestui telefon. Calitatea filmărilor HD și a fotografiilor realizate cu camera de 8 megapixel ne-a lăsat cu o părere excelentă. Deși unii dintre dumneavoastră regretă că Vivaz n-a venit cu Android, veți descoperi și la această versiune de Symbian o mulțime de oportunități pentru a transforma telefonul în cel mai important element de divertisment din viața dumneavoastră. Vrem să mai precizăm că dacă la foto-video telefonul stă excelent, la partea de rețea conectivitate stă la fel de bine. Vivaz fiind un telefon care poate fi utilizat pe întreaga planetă, în toate rețelele GSM 3G, pentru toate conexiunile de date disponibile, HSDPA 2100 și 900 MHz, HSUPA, VLAN, Bluetooth, cablu, etc. Verdict mobilissimo.ro.
Sony Ericsson Vivaz este alegerea excelentă pentru cei care vor mai mult de la fotografiile făcute cu telefonul și pentru cei care înțeleg că viitorul e de înaltă definiție, pentru cei care știu că online nu înseamnă în fața calculatorului, ci înseamnă a putea fi alături de cei dragi oriunde v-ați afla. În călătorile de afaceri, personale, în vacanță, la safari și nu în ultimul rând la campionatul mondial de fotbal. Venit parcă dintr-un viitor nu foarte îndepărtat, Vivaz de la Sony Ericsson este o alegere foarte bună. Noi cei de la Mobilissimo vi-l recomandăm. Atât am avut să vă spunem despre acest terminal. Așteptăm comentariile dumneavoastră 24 de ore din 24 pe mobilissimo.ro, unde vrem să știm ce părere aveți despre Vivaz, dacă îl dețineți. Pe curând!